Parlamentarii PSD au depus moțiune simplă împotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Colega mea, Xenia Cruitoru, ne dă toate detaliile legate de acest lucru. Te rog, Xenia. Bun găsit tuturor! O moțiune simplă depusă în urmă cu puțin timp de către Social Democrație legate de nemulțumirile pe care le au cei din Partidul Social Democrat față de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea. Nemulțumirea vine în contextul în care Programul Național de Redresare și Reziliență nu a fost dezbătut și cu celelalte formațiuni politice din Parlament, dar și despre modul în care Cristian Ghinea a mers la Bruxelles și ne-a reprezentat acolo prezentând Programul Național de Redresare și Reziliență. Pe lângă acest lucru vin și nemulțumiri legate de faptul că în Programul Național de Redresare și Reziliență țara noastră nu a reușit să atragă nici fonduri pentru zona agricolă de la noi, deși ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Și mai arată socialdemocrații în acest text al moțiunii simple că inițial s-a pornit de la o sumă de peste 30 de miliarde de euro în momentul în care s-a discutat în luna decembrie la Bruxelles. Au fost discuții cu ministrul Cristian Ghinea și ulterior această sumă a scăzut la 29 de miliarde, iar la început, în momentul în care se vorbea despre Programul de Național de Redresare și Reziliență, suma era mult mai mare și spun socialdemocrații că din cauza negocierilor proaste pe care Cristian Ghinea le-a făcut, țara noastră a avut de pierdut la capitolul financiar prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Îi cer cei din PSD lui Cristian Ghinea demisia, însă important de precizat, o moțiune simplă, dacă trece de Parlament, nu atrage după sine și automat demisia sau demiterea unui ministru, ci este mai mult un semnal de alarmă, iar decizia finală, până la urmă, dacă va fi schimbat Cristian Ghinea din funcție, aparține celor din coaliția de guvernare. Am înțeles, Xenia, mulțumesc foarte mult!